Dacă ai putea să te întâlnești cu versiunea ta de la 16 ani, ce mesaj ai transmite? I-aș transmite multe mesaje. Cred că cumva să nu mai fie atât de critică cu ea, să fie mai autocompasională. Să cred în mine. A fost dificil pentru mine pentru că arătam ca un băiat. I-aș spune să nu se grăbească. Cred că i-aș transmite că lumea e mare. E mult mai mare decât se simte la momentul respectiv și că dacă îți urmezi visul și pasiunea, ai șansa nu doar să simți mai multă împlinire și să simți că viața ta e plină de sens, ci și să întâlnești oameni care simt același lucru și cu care rezonezi cu adevărat. Două dintre nevoile principale ale adolescenților și până la urmă ale fiecăruia dintre noi sunt nevoia de conectare, siguranță și nevoia de explorare. Și ce încercăm noi să facem prin conținutul atelierelor este să încurajăm foarte mult nevoia aceasta de explorare, de cunoaștere, de a afla și a învăța și a întreba lucruri noi. Și pentru asta este nevoie ca cealaltă, nevoia de siguranță și de atașament să fie îndeplinită. Așa că punem foarte mult preț de asemenea pe cadrul pe care îl creăm la nivelul grupului, pentru că atunci când te simți în siguranță și simți că ai încredere și curaj, poți să începi să explorezi și poți să începi să-ți pui întrebări și să deschizi discuții cu cei din jurul tău. M-am învățat să mă pun în locul celorlalți și să empatizez cu ei și să mă ascult pe mine, cel mai important, pentru că eu nu făceam asta. Simt că m-au ajutat foarte mult atelierele astea, tocmai în ideea în care am reușit să mă conectez mai mult cu nevoile mele, cu ce cred, cu ceea ce vreau și m-am făcut mai deschisă înspre tot domeniul acesta al psihologiei. Felul vostru de a interacționa contează enorm de mult. Sunteți tinere, vii, naturale, pentru ei contează. Noi suntem prezenți în școală, dar suntem de multe ori văzuți ca profesorii lor. Și de aceea eu cred în aceste ateliere. Comunicarea a fost una foarte deschisă, am putut pune întrebări, ni s-au permis discuții libere pe problemele cu care noi ne-am întâlnit. Am cunoscut anumite aspecte sau am descoperit, mai bine spus, anumite aspecte despre elevi pe care nu le știam. Există mai multe persoane care poate se confruntă cu aceleași lucruri, cu aceleași probleme, doar că de multe ori ei nu vorbesc despre lucrurile astea între ei. Pe măsură ce adolescenții învață să-și recunoască și să-și înțeleagă mai bine emoțiile, ei devin mai împuterniciți. Noi, de fapt, asta dorim. Ne dorim niște adolescenți rezilienți, conștienți de ei înșiși, atât cât pot să fie la vârsta pe care o au. Dar cred că impactul este unul important. Prin intermediul acestor ateliere, asta le oferim, un spațiu și un context în care să poată să fie ei, așa cum sunt.